vorba despre 19 membri ai clubului de foto Ploiești care au lansat la Muzeul de Artă o expoziție unică de fotografii realizate de ei. Așa că forul mare al muzeului, unde se află de altfel și expoziția, a devenit seara trecută neîncăpător. Zeci de prieteni ai artiștilor, dar și iubitori de artă fotografică au venit în număr mare să admire cele peste 100 de lucrări ale membrilor clubului de foto Ploiești. A fost o intenție noastră să vă facem cunoscut clubul nostru. Și faptul că fotografii ploieșteni amatori, profesioniști sau sunt pasionați pot avea un loc unde să se întâlnească, să discute despre pasiunea lor comună, să împartă, eu știu, cunoștințe tehnice, artistice și sau poate folosi ca o platformă de lansare pentru eventuale expoziții și ce evenimente putem noi organiza cu altor asociații și a partenerilor noi. Colegii mei au avut libertatea să-și aleagă 20 fotografiile din portofoliul lor care le-au considerat sau autocenzurat și autocenzura funcționează. Și am organizat această mică expoziție cu privire la Ferișului. Artiștii susțin că le-a fost destul de greu să aleagă cele mai bune poze din portofoliul lor pentru a participa la această expoziție. Pozele mele exprimă în principiu, pot să transmit o idee prin a surprinde un detaliu, însă pasiunea mea rămân portretele în principiu. Sunt foarte pasionată de acest domeniu al fotografiei. O să vă vedeți poze care exprimă, sunt poze și care surprind Ploieștiul, fie pe noapte, fie pe timp de zi, diferite ipostaze. Sunt poze care chiar transmit un mesaj, fie ele mai ușor imperceptibil sau nu. De 3 ani am început să fotografiez. Îmi place, pur și simplu, îmi face plăcere acest lucru. Expoziția de fotografii va rămâne deschisă la Muzeul de Artă Ploiești timp de 2 săptămâni.